Bună ziua tuturor! Astăzi nu răpim mai mult de 5 minute din timpul vostru și mă văd nevoit să renunț la limbajul academic care îl purtăm pentru a explica anumitor categorii, anumitor elemente din societatea noastră, anumite lucruri pe care ele trebuie să le înțeleagă, și anume feministelor. Au apărut ca un virus, au apărut ca o boală în societatea noastră și nu numai în societatea noastră, în mai multe societăți, deci, din care a venit la noi. Dar virusul ăsta se bazează pe anumite idei false. Și eu vreau ca ideile astea false să le scot acum la iveală ca să le cunoască toți. Deci, prima, că ele consideră că sunt reprezentante ale femeilor. Deci, pot să le spun lor, și ele cred că știu chestia asta, și pentru multe din feministe n-ar fi surpriză că cel mai tare împotriva ideilor feministe sunt luptătoare, anume femeile. Anume, majoritatea femeilor nu acceptă și nu vor ideile astea a lor feministe, nu știu, sute din deci sau sute din pulă, nu știu de unde le scot ele, cum că bărbații sunt dușmanii lor și totdeauna trebuie să lupte cu bărbații și întotdeauna cineva le ia puterea și ele vor fi întotdeauna mai bune. Eu nu exclud faptul. Eu nu exclud, pentru că bărbații sunt foarte mult dălbaioși, care nu conduc bine țara și care duc țara în banditism și mafii. Dar lucrurile astea nu trebuie puse din prisma asta pe care o pun ele, pe care o pun feministele. Deci ele reprezintă, dacă să luăm din femei, nu mai mult decât 4 sau 5%, pentru că marea majoritate a femeilor, asta le spun lor și le spun pișleau la feministe, că vor și ftute la vreme de către bărbații lor pe care le iubesc și să facă tot ca să fie cald și bine în familia lor, să crească copii, să fie o mamă bună, să fie o soție bună, să fie o fică bună, deci așa mai departe. Deci nu vă aveți voi dreptul să spuneți că reprezentați femeile. Și marea majoritate a femeilor înțeleg lucrul ăsta. Pur și simplu nimeni nu vrea să pui cap cu voi, să pui mintea cu feministele. Deci, și faptul că voi vreți în Parlament să aveți 50%, voi din și vreți să aveți 50%. Deci, dintre acelea 3-4% care sunt adepte, care probabil, potențial, tot când în societate eu spun că sunt mai puțin decât 3% adepte ale ideilor voastre, că numai decât femeile trebuie să fie în politică cu deasâla, cu orice preț, deci vreți 50% din unei cote de 3% din societate, iar restul societății, care voi o considerați că este adversara voastră, trebuie să aibă 50%. Deci, este o idee greșită. O altă idee greșită este că întotdeauna se contrapune bărbatul și femeia. Și voi vreți, nu știu, până la urmă vreți ca bărbați să fie mai proști sau nu știu. Vă spun o altă surpriză, că marea majoritate a femeilor vor ca bărbații să fie mai deștepți. Ele vor să aibă alături de ele un bărbat, un bărbat puternic, un bărbat alături de care se simt în siguranță și un bărbat la care au și învăța. Deci femeile vor să aibă un bărbat mai deștept alături de ele. Deci asta imediat presupune că ele vor ca bărbații să fie mai deștepți, să fie mai înțelepți și alături de ei să simtă în siguranță. Puține femei vor să fie în conducere, în politică. Da, sunt și nimeni nu le încurcă, nimeni nu le îngrădește, asta e dreptul lor și sunt maladies și sunt bravo, dar nu trebuie depus cu deasâla dacă ele nu vor. Eu am văzut în ce se transformă anumite femei care. Dar haideți să ne uităm încă o dată la profilul acelor propagandori sau propagandiste ale feminismului care sunt astăzi în lume. Sunt în Republica Moldova, sunt peste tot. Deci, mare majoritatea lor sunt niște oameni plătiți din anumite surse, fonduri, de peste hotare, care vin doar să facă ură, zâzanie, să crească vrajba asta între noi, între oamenii aceleiași nații, aceleiași societăți. Deja nu de ajuns cât ne despărțim noi pe diferite criterii politici, etnici, cine ține cu partidul acela, cine ține cu partidul ăsta. Mai este un criteriu care el numai decât vor să-l introducă, anume pe criteriul de gender. Și este foarte la mod acum cuvântul ăsta, peste tot trebuie să fie gender. Deci și la punerea asfaltului, și la sădirea copacilor, și la punerea steclelor la casă, tot trebuie să fie elementul de gender. Dar asta e o altă poveste și mult mai complicată. Totul se trece natural, totul se trece conform meritelor, conform meritocrației. Deci, și dacă să ne uităm încă mai departe și mai adânc la cei care propagandează drepturile astea și în ce formă o fac, iată, hai să ne uităm la femei. Ei, și reprezintă ele, ce categorii de femei ele pot să reprezinte prin protestul ăsta care iese cu țâțele goale, și nu numai cu țâțele goale, dar iese goale ca oile, ca jitele și ele de pe gheață, iese și nu știu ce strigă și nu știu ce urlă. Și noi trebuie toți, societatea normală, să le răbdăm, să le tolerăm, să le ascultăm, să le lăsăm să-și facă de cap, staie cruși în centrul Kievului, să facă alte nebunii, deci pentru că ele așa își exprimă sentimentele, ele așa își exprimă Nu protest. este care propagandați voi, pentru că voi propagandați înspre distrugerea societății noastre. Tot aceiași oameni care sunt cu feminismul la noi în Moldova, tot aceiași oameni sunt cu homosexualitatea. Deci asta deja trebuie să ne pună pe gânduri și trebuie să ne
pună întrebări foarte clare și foarte concrete de unde vin banii lor și ce vor ei să facă în țara asta și ce vor ei să facă cu societatea noastră.